Astăzi, împreună cu Amasico, vom afla care este cea mai rapidă motocicletă din GTA 5. Fiecare dintre noi și-a ascuns motocicleta într-o locație diferită, iar celălalt va trebui să o găsească. Apoi le vom tuna și vom face o cursă ca să vedem care este cea mai rapidă. Băi și fete, astăzi vom afla care este cea mai rapidă motocicletă din GTA 5 alături de Amasico, care îmi ține aici microfonul, uitați-l. Yo, salut la toți! Exact cum am obișnuit și din episodul trecut, astăzi vom afla care este cea mai rapidă motocicletă. Data trecută am aflat care este cea mai rapidă mașină și a câștigat Amasico. Astăzi vom afla care este cea mai rapidă motocicletă. Avem aici două motociclete cu care o să căutăm motocicletele pe care le-am ascuns. Noi deja am ascuns motocicletele, nu știm exact ce motocicletă a ascuns celălalt și nici măcar unde a ascuns-o. Aceste motociclete le vom folosi ca să găsim motocicleta pe care a ascuns-o fiecare. Ești gata, Amasico? Da, eu sunt gata. Oricum, motocicleta am ascuns-o. Nu ai idee unde am ascuns-o. Am ascuns-o în cea mai bună ascunzătoare de până acum. Nu, stai liniștit, eu am ascuns-o în cea mai bună ascunzătoare, n-ai cum să o găsești. Oricum, dacă ai ascuns-o undeva pe un bloc, nu-i problemă. Avem mașinile astea care zboară. Este, cum se numesc astea, mă? Booster, nu? Sau opresor? Opresor 2, nu? Ei, nu știu, sincer. Da, bun, hai să ne urcăm pe motocicletă și să-i dăm startul, nu? Da, da. Hai să căutăm motocicleta pe care a ascuns-o Mario Robert. Chiar ești curios? Bun, băieți, hai să căutăm motocicleta lui Amasico, să văd unde am ascuns și eu motocicleta. Ia să vedem, o să începem căutarea din partea asta de la benzinărie. Deci avem voie să ascundem motocicleta. Am avut voie de fapt de aici, din acest punct până în partea asta, până unde se termină orașul. Hai să vedem, începem de aici de la benzinărie. E bună motocicleta asta că putem să vedem și pe construcții dacă a ascuns cumva motocicleta, dar nu cred. De aici pe la benzinărie, sincer, nu văd nimic. Uite-l pe ăsta ce alergă. Ce faci, Gogule? Unde te duci, mâncați-și? Uite-l, bă! Uite-l, bă! Și pe aici, prin spate, ia să vedem. N-avem voie pe insulele astea, gen, sper că n-a ascuns să pe aici pe undeva, Amasico, oricum, dar știa așa că n-are voie. Hai să vedem. Chiar tare, mamă, putem să tragem cu motocicleta asta, nu? Sau? Yo, diga, v-a să stans! Mamă, nu putem trage cu rachete, asta e nașpa. O să vă arăt acum în mare parte unde mi-am ascuns eu motocicleta, dar sper să nu ne vadă Mario Robert dacă ne vede unde mi-am ascuns motocicleta, a merlit-o. Hai să vă arăt. Deci, aproape de unde am dat noi startul, exact sub o scară. Uite, exact acolo de desub, sper să nu vadă. A? Nu se vede. Bun, hai să căutăm motocicleta lui Mario Robert. Ah, cu motocicleta asta zburătoare, e o idee bună, bro? Da, e o idee bună, cred. Hai să vedem pe aici, pe dedesubt, ori a bagat-o într-un magazin, 100%. Pe la casele astea, pe aici ar putea să o ascundă Amasico, sau? Pe la prelasa asta, stau aici înăuntru, ia stați așa, băiți. A ascuns-o cumva aici înăuntru, golanul? Bă, n-a ascuns-o. M-ai scandalovit-o aici, sincer. În curte la omul ăsta nu e. Hai să vedem aici. Pe aici prin curte văd aici niște oameni. Ia stați așa. Auziți, ați văzut cumva un băiat cu o șapcă în cap, așa, cu un tricou alb, cu mov, așa, care a ascuns o motocicletă? M-ați lămurit. Uite, aici se află foarte multe tractoare părăsite. Undeva pe aici prin remorcă nu e nimic. Ok, să vedem. Nu putem intra aici. Probabil a băgat-o printr-o clădire ceva. Uite, aici pe stânga se află un din ăsta, un depozit părăsit, mă, ceva, nu? Ia să vedem prin dreapta pe aici la armură. Să vedem jos, dar a băgat-o aici 100%, cred. Să-l întrebăm pe tipul ăla. Hai, Amasico, mai aterizează astăzi. Mai în... Ei, nu mai știu să aterizez. Uitați-vă și... Așa-i zdroptica, cum e-ți? Hai să vedem ce spune tipul ăsta. Dacă a găsit ceva pe aici, pe lângă casă. Nu e ziua, nu te supărați. Văzut pe aici, prin apropiere, o motocicletă? Nu am văzut nicio motocicletă, mă. Am înțeles, hai să căut... Da, nu te speria, mă, că... Man, să vedem, a băgat-o pe undeva pe aici, probabil, ia. Sau? Nu e nimic, văd că pe aici, ok, mergem mai departe. Ce caută domnișoara asta, a? Hei, ce cauți, mă, pe aici? Să-i dăm una în gură, două secunde. Pam, asta o să facem, mă, scuzi. So, mergem mai departe acum să căutăm. Și, cum stă treaba, ai găsit ceva sau? Momentan n-am găsit nimic, tu ai găsit ceva? Nu am găsit nimic. Ai pus-o pe o clădire pe undeva sau? Nu, îți dau un indiciu, nu este pe nicio clădire. Pe nicio clădire, ok. Undeva în boschet, cred, ai pus-o. Nu știu, tu trebuie să afli. I-am dat un indiciu la Amasico că nu am ascuns-o pe nicio clădire. Hai să vă arăt unde am ascuns-o, de fapt. O să vă arăt, dar sper să nu mă vadă Amasico. Fiți atenți, la clădirea asta de aici din față. Nu o să stau foarte mult aici să nu mă vadă Amasico. Fix în acel loc de acolo, acolo este motocicleta mea. Motocicleta pe care am ascuns-o. Sper să nu o găsească Amasico acolo.
Oare acolo pe pontonul ăla? Ia să vedem, băieți. Ce e aici? Oare ascunsă pe aici, pe sub ponton, sau care-i faza? Oricum, ar fi fost o ascunzătoare destul de bună. Nu cred că ar fi găsit-o aici, sincer. Mamă, parcă mă optic un pic că am ascuns eu aici. Prin piscină. Nu e, deci motocicleta mea, nu știu, hai să vă arăt un pic. Nu știu dacă se vede. Uitați acolo. Uitați-o fix acolo. Este o motocicletă verde, nu știu dacă ați văzut-o. Hai pe aici pe șantierul ăsta, oare ascuns-o pe aici printr-o remorcă? Nu cred, oricum văd pe aici multe utilaje. Dar nu cred că a ascuns-o pe aici, sincer. Dar verificăm. Mamă, și aici în spate, la mașina asta, era o ascunzătoare destul de bună. Ia să vedem, prin clădirea asta, mamă, ce clădire. Ce clădire e asta? Dar cred că a băgat-o pe undeva pe aici, 100%. A spus că nu e nicio clădire, dar cred că mă minte, mă. Tipul ăsta mă minte, doar ca să câștige. Ei, cumva pe aici nu e nimic. Da. Dar unde e Mario Robert, că nu-l văd, bro? Ar trebui să-l văd pe aici pe undeva, nu? Că și el are o motocicletă de genul. Ia să vedem, să-l căutăm puțin. Dar unde se află? Băi, după ce o să găsim motocicletele, o să mergem, o să le tunăm și o să facem o cursă ca să vedem care este cea mai rapidă motocicletă. Așa că rămâneți până la sfârșit să vedeți care este și care o să câștige. Aici pe plajă cumva? Bă, nu cred, sau? La căsuțele astea pe aici, că le văd așa mai retras. Mamă, în hambarul ăla. Ia să vedem acolo, e? Ia să vedem, coborâm și mergem repede în hambarul ăsta aici, sau în căsuța asta, habar n-am ce este. O fi ascuns-o aici? Ia să vedem, ia să vedem. Bă, n-a ascuns-o aici. What? Bă, și aveam toată încrederea în locația asta. Să verificăm și căsuțele astea dacă toți suntem aici. Să vedem dacă n-a ascuns cumva motocicleta pe aici. Uite aici un garaj, văd o mașină. După mașina asta? Nu, nici aici. Ce, nu-l văd, nu-l văd pe aici, mă. A, o fi pe o insulă pe undeva? Oricum avem voie doar pe aici să căutăm. Gen, am ascuns-o pe undeva pe aici. Nu e nimic, văd că pe aici, mă, pe sus, dar nu o văd. Vă dați seama că motocicleta e foarte mică, cum să văd motocicleta, a? Man, dacă era o mașină, era mult mai simplu, cum a fost în videoclipul trecut. Însă e ok și așa. Data viitoare o să ascundem o bicicletă. Dacă ascundem o bicicletă, e rip pentru amândoi, cred că nu o mai găsim nici la anul. Hai să mergem acum pe la tren, unde depozitul ăsta aici, o fi ceva, sau prin trenuri. Mamă, și prin trenuri ar fi mers să ascundem. O locație bună. Mamă, știu eu aici o locație unde ar fi putut Amasica să o ascundă. O ascunzătoare super, super bună. Dar hai să vedem dacă a ascuns-o acolo. Aici pe undeva era o clădire pe care puteai să te urci și era o cameră secretă. Asta aici, uitați-o. Aici pe undeva poți să te urci. Aici prin spate, ia să lăsăm motocicleta asta aici. Deci pe acolo poți să te urci, pe acolo prin spate. Și poți să fii pe aici. Deci ia să vedem. În partea aia se află o bancă, bro, nu? Ia să ne uităm. Cred că a băgat-o în bancă tipul ăsta. Sau uite, mai avem ceva pe partea aia. Da, cred că a? Da, mă, dacă ar fi în bancă, ia să vedem. Da, deci dacă nu a spus nimic de bancă, că a băgat-o ce... A? Ia. Ok, mamă, dar e bună ascunzătoarea asta. Uite, aici avem un safe. Putem intra înăuntru. Nine, haideți să furăm niște bani de aici. Pș, sper să nu ne vadă nimeni. Am furat o geantă de bani. Plecăm acum numai decât un măicut. Sper să nu ne vadă nimeni dacă vine poliția după noi. Haideți să mai vedem dacă e mai ceva pe aici. Ha? Nu cred că a băgat-o tipul ăla pe aici. Nu, sau? Na, nu e nimic. Sau dacă nu, pe partea asta pe stânga. Uite aici unde scrie South Sand, ceva de... Ups, ușor Amasico. Undeva pe aici. Yo, aici se află o piscină părăsită. Ia să vedem. Ar fi chiar tare să fie pe aici. Dacă a băgat-o în boscheți, e rip, bro. Nu cred că mai găsim noi nimic prin boscheți. Pe partea asta cumva... Nine! Nu po... Bro, cel mai bun în așa ceva. Nu cred așa ceva. Deci dacă îți vine să crezi în momentul de față că ți-am găsit motocicleta... Ai găsit-o? Bro, da, mă, parcă simțeam că e acolo, dacă îți vine să crezi. Nu cred așa ceva. Da, mă, ți-am găsit-o, no way. Și îți dai seama că, na, am văzut intrarea asta și mi-am dat o seama, mai întâi am fost la bancă, am intrat, după am văzut aici o intrare, de exemplu, nu știu, la depozitul ăsta, nu știu ce se află aici, și când am intrat înăuntru, gen, am intrat cu motocicleta pe sus și după, pe dreapta, am văzut motocicleta ta băgată într-o ascunzătoare foarte... Crazy, bro. Nu mă așteptam că o să o găsesc. Nu, vine să cred că ai găsit-o. Am ajuns și eu acum la locația unde am ascuns eu motocicleta. Ești aici? Da, da, exact aici. Oh, mă. Nu cred așa ceva. Am găsit motocicleta.
Ia uitați-l, băieți, uitați-l, băieți, că a găsit-o. Dacă-ți vine să crezi, bro, deci nu știu, parcă simțeam că ai ascuns-o aici, dacă-ți vine să crezi. Tu știi unde am ascuns eu motocicleta mea? Nu, chiar n-am găsit-o, hai să-mi arăt unde ai ascuns-o. Hai să-ți arăt unde am ascuns eu motocicleta. Tu știi că noi am început de aici, nu? Startul exact aici l-am început, nu? Da, ăsta a fost punctul de start. Și-ți vine să crezi că motocicleta se află pe undeva pe aici? Nu cred. Aici pe la balcon sau pe unde ai ascuns-o? Nu, vino să-ți arăt unde am ascuns-o. Vino după mine, ia să-ți arăt. Mamă, cât de aproape era pe lângă noi și tu nu ai găsit-o, gen. Eu am venit, uite, exact de aici, ia. Pe dreapta și... Ia uite-te. Bă, băiatule, cum ai plecat-o acolo? nici dacă o găseam, nu puteam să o iau, că nu pot să mă fac acolo. Bă, băiatule, unde am ascuns-o, am asic-o. Păi de intrat poți intra, dar nu mai poți să ieși, ia vezi. Nu merge, nu merge să iau. Cred că trebuie să o împingem un pic. Haideți, băieți, că am reușit să o scop până la urmă. Am scos-o aici cu amasicul, am împins-o de acolo până aici. Băi, băiatule, nu vine să cred unde ai ascuns-o. Eu zic că e ascunzătoare destul de bună, că de aici am început și nu mă așteptam să o ascuns fix aici. Și sunt și boschetiști aici și nu o vedeam. Da, exact, pe stânga și pe dreapta sunt boschetiști, vezi? Și nu. Acum o să mergem să le tunăm cât de bine putem noi și apoi o să mergem pe aeroportul lui Trevor ca să facem o liniuță, să vedem care este cea mai rapidă. Bun, băieți, am ajuns aici la locație să tunăm motocicletele. Hai să intrăm în interior. Să mergem direct să le tunăm. Chiar sunt curios să vedem care se tunează mai șmecher. O să pun toți banii pe ea să o tunez la maximă, ca să câștig. O prima dată se schimbă roțile, că nu prea îmi plac astea, știi? Am ales urâte rău de tot. Cred că așa le las. Mie astea îmi plac, sincer. Wheel color, culoare, le facem negre așa. Eu zic că dă bine. Senoane, bineînțeles. Le punem roșii și pastea. Neoane, bineînțeles. Vehicle livery, prin simplu punem un livery. Ia să vedem care arată cel mai bine de aici. Bă, asta roșie îmi place, arată super bine. Hai să vedem armură îi punem clar. Motor cel mai puternic, level 4. Level 4, să-l desfințăm, pamatico, de să ne ducem ghiulea. Frâne, avem nevoie de niște frâne puternice, pentru că siguranța e pe primul loc. Transmisie. Mamă, 16.000 costă transmisia asta, mâncați-i, și mă rup de bani. Și punem și turbo. Ia uzi cum facem motocicleta asta, mâncați-i, și las-o și repar și o și spălăm. Haideți să vedem ce putem tuna aici la această mașină. O să-i punem bara din față numai decât. Ce bară? Ca să nu se mai vadă chestia aia, ok. Chiar tare o punem pe asta. Culoare, hai să vedem ce culoare îi punem, bro. Dar mașina asta luminează noaptea, nu cred. O să-i punem un negru cu verde, cât de tare e, nu? Țac. Nu o să ne ajute la cursă. Însă e ok, paint, ok, slacks. Nu-i pune roți, ia să vedem, putem pune și roți noi. Da, mai putem schimba și roțile. Hai, punem ceva de sport numai decât o, ca să țină pe stradă cum trebuie. Uite pe astea ultimele. Sau până acum avem 40.000, dacă vă vine să credeți. Sau în rest, să vedem ce mai putem să-i punem. Îi punem turbo acum, mergem aici la mecanic. Îi punem și armură, nu cred că ne ajută armura, nu? Îi punem turbo numai decât. Asta nu trebuie să lipsească. Plus ce să mai punem? Ia, am pus turbo. Punem și un motor extrem de tare. Și? Ia să vedem. Până acum avem 115.000, dacă vă vine să credeți. Până acum avem $115.000. O să cumpărăm tot și o să montăm pe motocicletă numai decât. Țac, mergem acum să le punem. Uite, mă, aproape. Am luat prima dată și preiubezi. Mergem să o vopsim. Ne apucăm direct cu vopsitul. Mergem frumos aici. Am vopsit gențile, băieți. Acum vreau să o spălăm, pentru că e destul de murdară. Luăm buretele de aici, să o spălăm, băieți, că nu putem să facem cursă, e așa murdară. Visual upgrades, mergem acum să-i punem neoane. Cred că o să tăiem puțin bara asta, că e cam lungă. Bun, am montat-o, trebuie să o și reparăm, că am lovit-o puțin în drum spre acest service. Am lovit puțin mașina și trebuie să o reparăm. Luăm de aici această cheie ca să putem să o reparăm. Mergem acolo șuruburile, o reparăm frumos ca să nu avem probleme cu ea, perfect. Hai să continuăm. Ia să vedem, oricum o să-i punem acum niște piese cum trebuie. Haideți să vedem, bara aia din față trebuie să o punem. Tac, mergem frumos, o punem în față. Sper să fie cum trebuie. Și, pamtiga, hai, am asic, o pune cum trebuie. Punem și culoarea, în negru, verde, arată chiar tare. Tac, și, pamtiga, haideți să vedem. Ea de fapt e negru, gen, nu? Sau nu? Ăsta e un negru mai metalic pe care îl punem acum. Și, țac, tot negru era, ce-am făcut, mă? Nu-mi dau seama. Punem și roțile, mergem frumos.
Deci, pam, de gai, punem roțile perfect. O să-i punem niște roți extrem de tari. Ce? Gata, mă. Oh, nu cred, am tunat la maxim, bro, motocicleta asta. Eu sunt gata, am tunat-o la maxim. Ești gata? Eu mai am puțin, mai am foarte puțin și aproape am terminat și eu. Bun, băi, ți-am și vopsit-o. Sunt curios, vreau să văd ceva la turbo. Bun, băi, ți-am terminat-o și eu. Gata, am asicuat și eu, am terminat. Bun, ia să vedem cum arată. E la fel cum era, numai că e... Ai pus o culoare mai... I-am pus un livery nou. I-am modificat puțin jantele și la motor, la transmisie, la turbo, e altceva. Ok, îmi place cum ai făcut-o, chiar tare. Oricum, hai să vedem cine câștigă, mă. Hai să vedem. Unde mergem acum? Mergem pe aeroportul lui Trevor și facem acolo liniuța. Ok. Liniuța, ok, perfect. Hai, dă-i înainte. Am ajuns aici la locul tău favorit. Da, aici îmi place mie să fac liniuțele. Chiar sunt curios să văd care este cea mai rapidă motocicletă. Și scrieți și voi, băieți, acum în comentarii, a cui credeți că este motocicleta mai rapidă, a mea sau a Masico, înainte să vedeți care este de fapt cea mai rapidă. Și fii atent cum o să începem acum. Am luat un sticky bomb, o să-l aruncăm și când explodează o să plecăm, ca să nu mai facem 3-2-1, știi? Să nu mai furăm startul, cum am furat data trecută. Bun, băieți, hai să aruncăm sticky bomb-ul. Bun, l-am pregătit acolo și când o să explodeze, îi dăm drumul la cursă. Bun, 3, 2, 1. Hai să vedem. Uite-l pe Masico, băieți. L-am luat. Dar luăm, îl ajungem din urmă, nu cred. Te ajung, nu pot să cred. Mă, acolo, nu știu, m-am încurcat puțin în față. Dar l-ajung, cred, 100%. Și... Hai să vedem. Te-am făcut prima dată, Masico. Prima rundă, oricum, m-am încurcat eu acolo cu motocicleta. Ok, hai să mai încercăm o dată. Hai să facem și runda 2. Facem 3 runde. Care câștigă cele mai multe runde din 3, ăla o să câștige. Facem a doua rundă, da? Da. Bun. Nu am accelerat eu acolo la început cum trebuie, știi? Hai să vedem. Arunc chiar sticky bombu. Și hai să vedem. 3, 2, 1. Hai să vedem, băieți. Nu cred, mamă, s-a ridicat și într-o roată. Nu cred așa ceva, trebuie să-l prindem. Îl prindem. Nu cred, ne-am dus. Ne ia, bro, nu cred așa ceva. Ai furat startul, cred. Bine. Mamă, te apropiai foarte rapid de mine. Era mai aproape în tura asta, da? Da, a fost mult mai aproape. Mai vrei să facem o rundă? Da, mai facem una sau două, ha. Hai, pregătim sticky bombu. O aruncăm. 3, 2, 1. Ne-am dus, băieți. Uite-o pe Masico în spate. Am pierdut acolo un pic, m-am dus mult în dreapta. Și aproape te prind, cred. Te prind. Te prind și te-am prins, oh my god. M-ai trecut de data asta. Da, te-am întrecut, pum. Deci e 2-1, nu? Ai câștigat. Da. Deci aparent eu am câștigat. Bun, băieți, deci aparent motocicleta mea este motocicleta câștigătoare, motocicleta mai rapidă. Aparent motocicleta lui Masico n-a fost chiar atât de puternică astăzi. Băieți, eu o să vă las în stânga mea cu un videoclip în care am aflat care este cea mai rapidă mașină din GTA 5 alături de Masico. Până data viitoare, eu am fost Mario, el a fost Masico. Yo! Și noi ne vedem data viitoare. Pa! Ciao! Like it's game time.